Hei, salut campionilor și bine ați venit la un nou episod. Zilele trecute am discutat cu câteva persoane și m-au întrebat ce părere am despre acea dietă scăzută în carbohidrați, despre dieta ketogenică. Oare este benefică pentru sănătate? Mă va ajuta să mă simt mai bine, să obțin ceea ce îmi doresc? M-au întrebat acele persoane, oare o dietă scăzută în carbohidrați este benefică pentru sănătate? Ei bine, părerea mea este doar părerea mea pur personală, nu este benefică pentru sănătate. Mi-au zis, băi, am văzut alte persoane că au aplicat această dietă scăzută în carbohidrați, această dietă numită ketogenică, ce este cam aceeași cu dieta Atkins sau Dukan, și am văzut că au slăbit. Probabil te va ajuta să slăbești pe o perioadă scurtă de timp, da? Pentru că îți vei epuiza toate depozitele de glicogen din musculatură și din ficat. Și normal, vei reduce cantitatea voluminoasă din corp, da? Vei elimina apa, dar pe termen lung nu te va ajuta în sănătate. Cele mai mari boli sunt asociate cu acest stil de viață alimentar bazat pe grăsimi și proteine de origine animală. Cele mai mari boli din lume sunt asociate cu acest stil de viață alimentar. Și nu o spun eu doar așa că mi-a venit mie în minte. Sunt studii realizate de doctori renumiți și mondiali pe care îi puteți urmări pe net. Puteți să citiți cărțile lor. Studiul China de T. Colin Campbell, Reversing Diabetes de Neil Barnard, chiar a apărut un documentar recent despre alimentație, What the Health, o să vi-l las în descriere pentru a-l putea urmări. Am o întrebare pentru voi. Atunci când mergeți cu mașina, o alimentați doar cu ulei sau o puneți și benzină în rezervor? Mă gândesc că puneți și benzină în rezervă. La fel și cu corpul nostru. Pentru a funcționa la eficiență maximă, avem nevoie de carbohidrați. Carbohidrați naturali, cum sunt fructe, legume, leguminoase, cereale. Aceea este sursa noastră de combustibil pentru a funcționa la eficiență maximă și bună. Da? Nu carbohidrați rafinați, cum sunt zahărul alb, făină albă, produsele de patiserie, sucuri bogate în zahăr, energizante și așa mai departe. Cele ce le găsim pe toate rafturile din toate supermarketurile, magazinele, benzinurile și peste tot. Nu acele surse de carbohidrați. Noi ne așteptăm ca corpul nostru să funcționeze eficient și bine, dar noi nu-i oferim combustibilul de care el are nevoie ca să funcționeze. Atunci când îl privezi de acest combustibil, corpul nostru intră o stare ketogenică. El atunci când toate depozitele de glicogen din corp se epuizează, el începe să folosească ca sursă de energie grăsimea din corp și intră într-o stare de alertă. De aceea te simți bine la început, ai o stare de euforie, ai o stare de alertă, pentru că corpul intră în modul de supraviețuire, pentru a supraviețui și a până când îți găsește următoarea hrană. Însă, pe termen lung, acest lucru îți va crea numai probleme în organism. Vei crea numai probleme. Mâncând doar grăsimi, mai ales că majoritatea s-a referit la această dietă, grăsimi animale, proteină animală, nu îți va face bine deloc pentru sănătate pe termen lung. Da? Cum v-am spus, cele mai mari boli din lume sunt asociate cu acest stil de viață alimentar. Da? Uitați-vă, cele mai longevive culturi din lume sunt cele care consumă cel mai mult carbohidrați, naturali, nu procesați. Da? Deci, când mă refer la consumul de carbohidrați, mă refer la cei naturali și integrali. Fructe, legume, leguminoase, cereale, grăsimi bune, avocado, nuci și semințe. Însă, acelea în proporție mult mai mică. Da? Am o recomandare, citiți studiul China, pentru că o să vă lămurească în privința acestor aspecte. Este un studiu foarte amănunțit, făcut pe o durată de zeci de ani de zile. Eu nu sunt un expert în ale nutriției, însă mă documentez, citesc zilnic și aplic
ceea ce studiez și descoper ceea ce funcționează pentru mine și ce nu. Eu ce pot să vă ofer este sfaturile din experiențe pe care eu le-am acumulat până acum. Da? Deci nu trebuie să luați mot-a-mot ceea ce vă zic. Experimentați și vedeți ce funcționează pentru voi și ce nu. Însă, recomandarea mea este că nu este benefică pentru sănătatea noastră pe termen lung acest stil de viață alimentar scăzut în carbohidrați. Nu te va ajuta să obții ceea ce îți dorești, o sănătate, energie, vitalitate. Și probabil vei slăbi la început, cum am zis, că corpul intră într-o stare de alertă. Însă, pe termen lung nu te va ajuta și îți va crea numai probleme în sănătatea ta. Eu recomand maxim de carbohidrați naturali, fructe, legume, leguminoase, mâncă cât vrei, mai ales la început. Trebuie să te alimentezi mai mult până corpul tău se obișnuiește cu acest număr de carbohidrați naturali. Da, cei rafinați pot să vă facă rău. Carbohidrații rafinați vă fac rău, deoarece au în combinația lor grăsimi. Evitați cât mai mult acei carbohidrați rafinați. Zahărul alb, produsele de patiserie, făina albă, sucurile din comerț, energizantele, evitați-le, deoarece nu sunt benefice pentru sănătatea voastră. Ei bine, sper că v-am răspuns la nelămurirea pe care ați avut-o. Dacă aveți întrebări și nelămuriri, puneți-mi-le în rubrica cu comentarii și v-am spus, vă răspund într-un alt video. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, subscribe dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal și să apăsați pe clopoțelul acela să fiți înștiințați atunci când voi posta următorul video și share mai departe. Și nu uitați, puneți în practică, experimentați tot ceea ce aflați despre nutriție, motivație, antrenamente, puneți în practică, experimentați și vedeți ce funcționează pentru voi și ce nu. Hei, și era să uit. Săptămâna viitoare voi fi plecat în Italia, voi face câteva vloguri cu ce vizitez pe acolo, ce mănânc și cum mănânc, așa că nu uitați, abonați-vă ca să fiți înștiințați atunci când voi posta următorul video. Până atunci, o zi frumoasă, spor la treabă și distracție plăcută. Ceau, campionilor!